vernisăm această minunată expoziție cu toții. Acesta este scopul reuniunii noastre de astăzi, scopul întâlnirilor de la Centrul Cultural Pitești. Este o casă de cultură, dar și o casă a prieteniei, a socializării, a comuniunii. Iar astăzi, doamna profesor de arte plastice și artist plastic de renume, care face cinste urbei și nu numai, Elena Zavulovici, ne oferă o expoziție cu totul altfel. De fapt, am pus noi la cale un proiect cultural educativ. Eu îl gândeam maestrii și discipoli. Doamna m-a corectat întrucâtva și a spus să se intituleze Talentele de ieri, artiștii de mâine. Și așa a rămas. Acesta este genericul sub care se desfășoară, mulțumim, sub care se desfășoară expoziția cu totul altfel. Este cu totul altfel din toate punctele de vedere. În primul rând, tot doamna profesoară inițial a spus, îl facem în complexul Casa Cărții jos la parter, acolo unde toată lumea știe că este galerie de artă și toată lumea vine acolo. După care s-a gândit, nu, este ceva mult mai intim, mult mai de suflet și vreau să fim cu toții adunați în sală, pentru că spațiul mare, distanța aceea mare, creează și distanță între noi. Am acceptat imediat, mai avem și alte acțiuni aici, dar le mai decalăm puțin, pentru că într-adevăr este un eveniment de excepție, un eveniment memorabil și atunci am amenajat cu totul altfel sala Ars Nova. Vedeți, arată altfel decât sunteți obișnuiți dumneavoastră cu dezbaterile, lansările de carte, spectacolele și așa mai departe care au loc aici. Iată că este foarte potrivită și pentru expoziții de artă plastică. Nu orice expoziție, este cumva o expoziție care ne conferă un arc în timp. Doamna profesoară, a început acest curs la Centrul Cultural din anul 2000, iată, are aproape 20 de ani, a depășit și majoratul. Să-i urăm mult succes și mulți, mulți ani înainte, mulți ani înainte, pentru că uitați câte suflete sensibile, în primul rând, formează. Nu mai vorbim de talentele pe care le cultivă, pentru că talente, dumneavoastră, cei din sală, că sunteți și autori, ați fost și elevii dumneei, deci formează nu doar talentele, pentru că talentele le deținem, formează suflete și caractere, putem spune, și știu că nu greșesc. Îi îndrumă să fie sensibil, să știe să se comporte, să știe să comunice în primul rând și să se exprime artistic. Practic să scoată ce este mai frumos și mai nobil din fiecare. Iată că a reușit și dovada, sunt cei prezenți astăzi aici. Aplauze și pentru ei, le mulțumim pentru efort. Stimați invitați, părinți, bunici, prieteni, elevi, cursanți la Cercul de Pictură Mititei și așa mai departe, bine ați venit, vă mulțumesc din suflet pentru prezența dumneavoastră aici și ce pot să vă spun, că mergând așa în timp am ajuns la o vârstă venerabilă și mulțumesc lui Dumnezeu, când încă lucrez cu toată dragostea și împrumut energie de la toți copilașii și cursanții mei. Vă mulțumesc pentru tot. Aici și de față, așa cum v-a spus și doamna director Carmen Salup, sunt câțiva dintre foștii într-un trecut nu foarte îndepărtat, dar oricum, foști copii, elevi, cursanți la această instituție, la Cercul de Pictură, care ființează din anul 2000. L-am înființat atunci și fără întrerupere, chiar și în vacanța de vară, s-a desfășurat acest cerc. Mulți au trecut pragul acestui cerc de pictură, foarte mulți. Unii copilași au mers în alte direcții. Unii au zis, ia să merg pe drumul ăsta până la final, să văd ce se întâmplă. Și cred că se întâmplă lucruri foarte frumoase. Avem tineri minunați, avem copii minunați. Să nu mai aud pe mine, mă deranjează foarte tare când aud că derbedei, că tineretul, nu e așa. Avem un tineret care va survola cosmosul, care va descoperi alte minuni pe care noi n-am reușit până acum să le descoperim. Aceștia sunt copiii viitorului și le doresc din toată inima sănătate multă și am să vi prezint.
Cum reușim să ajungem la o colaborare, la o comunicare între noi? Chiar am găsit un citat undeva și îmi permit să vi-l citesc. Adevărata lumină vine din interior, din noi. Noi suntem împărăția a cerurilor. De acolo se nasc visele noastre, de acolo răsare fiecare gând al nostru, din interior. De acolo apare energia pe care o investim în tot ceea ce facem. Din căldura cu care ne înconjurăm pe cei dragi, sclipirea unei idei apărute la momentul potrivit, din strălucirea propriei prezențe și mai ales din scânteia adevăratei noastre valori, valoare care ne va face să radiem, să ne descoperim locul în univers și să devenim noi înșine un reper pentru cei din jurul nostru. Deci să devenim noi înșine un reper pentru cei din jurul nostru. Nu știu dacă am reușit să ajung la nivelul acesta, am încercat și am totuși satisfacția că sunt înconjurată de iubirea părinților, a copilașilor și simt lucrul ăsta, noi simțim energia care comunică între noi. Vă mulțumesc mult celor care sunteți prezenți aici, iubitori de artă, categoric, pentru că am în sală, încep cu cei mititei, acolo niște fetițe frumoase, o să le vedeți, mititele și frumoase și drăgălașe care vin la cercul de pictură anul acesta. O să le vină rândul și lor aici pe scenă. Cu sau fără mine, o să vedem. Cu doamna director, categoric, da. Avem în sală și doamne care sunt cu o pasiune extraordinară pentru pictură. Nu mai pot dormi, pictează. Pictează, nu vă pot spune ce mi-a mărturisit Mia Dineaur, una dintre doamne care sunt elevele mele. Și aici pe scenă am ales, am selectat cât am putut eu, din ce am putut să descoper și să mai iau legătura, pentru că mulți s-au dus și nu știu unde mai sunt. Acum și cu plecările acestea în străinătate, îi găsești mai puțin. Am prin Copenhaga, am prin Linz, Austria, plecat și așa mai departe. Ce am putut vâna, între ghilimele, sunt acești frumoși, aceste frumoase fețe și încep să vi prezint pe fiecare în parte. Și fiecare dintre voi va merge și va arăta că acolo, aici am pus eu niște lucrări ale mele, iar în partea cealaltă sunt lucrările lor, ei sunt autorii și veți afla acum câteva secrete ale acestor lucrări. Și încep... îmi fac semn. sunt foarte timizi. Sunt foarte emotivi, dar vor avea atâtea examene în viața asta de împâmpinat și atâtea expoziții și vernisaje încât n-are sens. Nu. Hai, Iohana, vino tu. Iar este. Da. Bogdan, așa. Am luat-o pe Iohana. Vii mai lângă mine. Să vă prezint eu întâi pe Iohana și apoi vă spune ea câteva cuvinte. Această fată frumoasă pe care o vedeți, nu încerc să mă urc pe... E abia în clasa noua, a fost cursantă aici la Centrul Cultural și mai departe vă va spune ea tot ce s-a întâmplat. Iohana Ebenhoch. Mulțumesc și mă bucur foarte mult că mă aflu aici. Am început la Centrul Cultural la 8 ani. Și la 11 am căutat-o pe doamna Zavulovici la școala de arte, pentru că
foarte mult mi-a plăcut cum preda și cum emana energie, culoare, tot ce este. Și pentru că voiam să dau la Dinu Lipatina noua. E, soarta a făcut să ajung la Lipatina șaptea. Și vă spun sincer că dacă nu erau părinții mei, prietenii, dar mai ales doamna Zavoloviș care să mă susțină, n-aveam curaj să mă mut acolo. Acum, ce să vă spun despre picturi? Eu sunt destul de leneșă și mama poate să confirme că nu desenez lucrări mari și pictez destul de rar lucruri mari, dar le fac pe caietul deschise și acolo în spate sunt la fel. Și te rog să iei caietul deschise și să-l prezinți. Nu l-am luat la mine. Nu l-ai luat, da. Dar mergi și prezintă-ți lucrările acolo. Mergi lângă ele. Ea merge foarte multe, foarte meticuloasă, așa cum îi stă bine unui artist. Și fiind nemțoaică la origine, e foarte meticuloasă, așa cum sunt și cei care, pe care îi vedeți pe aici, și dă foarte mare atenție detaliilor. Merge și pe culoare și pe grafică. Deocamdată nu s-a hotărât unde să rămână, dar merge cu amândouă foarte bine. Prezintă, Iohana. Mie îmi place să fac de toate și să încerc lucruri noi și nu îmi place să mă limitez la o singură chestie. Aici am făcut studii de plante în acoarele. Aici, la fel, o libelulă care îi place doamnei foarte mult și am vrut să o aduc aici. Aici, la fel, rup din caietul deschiței un ochi pe cer tot văzător. M-am inspirat din Evul Mediu, din biserici. Aici sunt, la fel, peisaje, un temperato de pe caietul deschiței. Ăsta e un drăgușor pe toaletă și multora nu le-a plăcut așa mult ideea. Mie îmi place. Arată foarte bine. Să o aplaudăm pe Iohana, vă rog, și dorim din suflet să ajungă foarte departe, să auzim de ea peste mări, țări și în țara noastră. Are ceva inedit, uite, te rog să... Da. Am pictat pe tocătoare, panseluțe și un pește, un păstrăv. Știți cum este? Ca și poetul, ca și toți artiștii, în momentul în care ți-a venit ideea, nu mai stai pe gânduri, te duci și o așterni. Pe un tăietor de ceapă, pe o bucățică de... Nicolae Tonița, pictorul nostru român, spunea, dați-mi o bucățică mică de hârtie ruptă dintr-un ziar și o transform în operă de artă. Iată, se poate orice. Da. Mulțumesc, mulțumesc mult! În continuare o să vă invit. Cine vine? Hai, Savina! Savina Prodan a fost aici la Centrul Cultural, studentă, acum nu știu câți ani avea ea, atunci era micuță. 4-5 ani. 4-5 ani, au zis, de când sunt artiști. După care m-am trezit cu ea și la Școala Populară de Artă, azi că vin după dumneavoastră, și așteptăm acum admiterea la Liceul Lipati. Este, merge spre arte, iată, hotărâtă. Proiectul viitor e Academia de Artă din Cluj. Ia spune tu, Savina, despre tine, te-am prezentat, dar mai spune și tu. Păi, îmi place mult să pictez, mai mult îmi place să fac peisaje, flori, în special. Da. Du-te și pe ea. Ne prezintă și ea din creațiile ei. Păi, am pictat o bufniță grafică. I-a plăcut foarte mult doamnei. Da, mi-a plăcut. Și am făcut o vază cu flori, pentru că îmi place să pictez foarte mult în deget. Și în ulei. Și mai fac din când în când... Naturile statice, care vor constitui subiectul examenului de admitere la Liceul de Artă. Sigur că da, o vedeți cu o mânuță sigură, pornită, croită spre drumul acesta. Îi dorim din suflet sănătate părinților și ei să ajungă acolo unde visează și mai sus. Mulțumesc! O precizare, tăticul ei a fost elevul meu cândva. În continuare, Diana.
Ilie Biana, frumoasă aceasta, elevă la Brătianu, în clasa a 12-a. Departe vă spune ea. Am început prima oară, am debutat să vin la Centrul Cultural cu doamna, îndemnată de părinții mei, după care pe clasa 10-a, împreună cu o colegă de liceu, ne-am întors la doamna, la pictură. Am început încet cu pictare, după am trecut la grafică, după care ne-am lărgit orizontul. Am început să pictăm pe planșe mari, am avut chiar un proiect cu Vera, am pictat pentru o comandă îndemnată de doamna noastră. Au câștigat și bani, vreau să vă spun atunci. A fost o comandă pe care ne-a îndemnat-o doamna din pură încredere. Nici noi nu credeam în noi. De mari dimensiuni, a fost o lucrare de mari dimensiuni la a care fost... au lucrat cele două domnișoare, da? Da, a fost o lucrare de 3 panouri care se continuau unul cu celălalt și 2 metri fiecare. Da. După care am ajuns la concluzia că vreau să dau la arhitectură. Și ăsta e drumul la care lucrez acum. Am început pregătirea la București. Unde ți-e tubul cu proiectele celelalte? Majoritatea le-am pe planșă expuse. Hai bine, hai. Aici am făcut... Deci, o secundă vreau să vă atenționez că Diana va merge la arhitectură. O facultate extrem de pretențioasă, de grea și de lungă, să știți, pentru că am foști absolvenți ai facultății de arhitectură, tot așa am descoperit, au terminat arhitectura, mi-au dat telefon după 6 ani și au zis: Doamna, a fost bine, dar lungă facultatea asta, nu se mai termina. Da, Diana? La început am fost întrebată de ce nu dau în afară și am spus clar, pentru că facultatea din România este mult mai bună, o să aleg să merg la facultatea din București, Ion Micu. Și am început pregătirea în București. Aici am 2 subiecte de admitere rezolvate în cadrul meditației, 2 proiecte de prezentare, un ornamental, care este... O secundă, unui. Spun o întrebare eu. Cum combini tu desenul artistic cu geometria în spațiu, acolo? În prima fază aveam colegi care erau mult mai pregătiți decât mine, doar că aveam un avantaj în plus... Aveam această înclinație pentru frumos. Știam să privesc, să am ochiul format oarecum. Nu era în totalitate. Puteam să combin mult mai, într-un mod mult mai armonios culorile, ca să fie un proiect de prezentare plăcut ochiului. Și asta a fost câștigul meu, care a fost rezultatul doamnei, care m-a învățat de la început strict. Au ei meritul, vă spun eu, că sunt talentați. Pe clasa 10 nu mai știam nici culori complementare, absolut nimic, m-a luat de la zero. Și a clădit ușor în mine o dorință de a continua pe acest parcurs. Să o aplaudăm pe Diana și să-i urăm mult succes. Să vedem o mare arhitectă peste câțiva anișori. Mulțumesc, doamne. Foarte repede. În continuare, domnișoara aceasta e un fel de model acum, cum se cheamă, dar e viitoare arhitectă și ea. Se numește, spune tu tot, Vera Apostolescu. Eu mi-am început activitatea la Centru Cultural. Cred că înainte de școala generală și de tot, eu am început cu desenul. Și... O fetiță înăltuță, drăguță, cu părul cum aici, cu 2 codițe băgate pe aici. Parcă, da, la Centru Cultural. Da, și alergam pe aici și da. Desenul mai... Țin minte că inițial mi s-a părut foarte complicat toată treaba asta cu estetica, cu desenul. Mi se părea că eram, cum se spune, din topor, eu. Nu, și mie așa nu mi se părea. Am încercat să-mi caut o sensibilitate în pictură. Am început cu pasteluri, m-a inspirat foarte mult doamna, bineînțeles. Și mi se pare că, nu știu, încercând să mă exprim cât mai sensibil, tot prin pictură reușesc. Dar mi-am ales arhitectura pentru că am încercat să, nu știu, să-mi dezvolt și partea de grafică. Și pentru că, nu știu, am considerat că facultatea de arte e poate prea mult pentru mine. Mi s-a părut că, nu știu, am crezut că facultatea de arte e mult mai complicată și în continuare cred asta și apreciez foarte mult pe cei, spre exemplu, doamna, dar e mult peste medie oricum și peste mulți pictori. Și
a fost inspirația mea. Laudă e degeaba, vă spun. Da, acestea sunt planșele mele. N-am luat 5.75, era de fapt un 8, dar ne-a spus apoi că nu o să ne mai dea note mari proful meu, că ne obișnuim. Și aici vedeți, are acolo proiectul acesta. Poate vedeți Vaticanul acolo cu Bernini care îmbrățișează piața Vaticanului. E cam mic, chiar sper că îl vedeți până acolo. Acum nu știu. Și aici, cu parte și pe alta, vă dați seama cât lucrează fetițele acestea? Fiind și eleve în clasa 12-a, le așteaptă un bacalaureat, dar le așteaptă și mai și o etapă grea, admiterea la arhitectură. Și după aceea că am o elevă fostă, foarte talentată și ea, e în anul 6 la arhitectură, muncesc foarte mult, foarte mult. Vă dați seama ce responsabilitate trebuie să aibă un arhitect. Dacă nu se combină, nu se îmbină două forme, se prăbușește podul. Da. Deci, evoluția Vere este extraordinară, e foarte meticuloasă, este una din calitățile necesare la arhitectură și la arte. Valorația, așa se cheamă tehnica asta de a reda umbra și lumina pentru a scoate în relief volumul, le stăpânește perfect. Hașura, valorația. Eu văd studentă deja prin anul 3 să răzbate acolo. Felicitări și o aplaudăm pe Vera și pe mamica ei, care zici că e sora ei, mai mică așa. Bine, felicitări și succes. În continuare, Cătălina. Știți câți ani avea Cătălina când am văzut-o eu la Centru Cultural? Câți ani? 3. 3 ani. Vine doamna Areceanu cu ea, 3 anișori, la pictură. Și doamnă, dar nu i s-au format oasele, are cartilagii, nu ține bine pensula. Haideți, vă rog, primiți-o, că îi place tare mult, îi place pictura. Am primit-o pe Cătălina, a fost foarte serioasă, a venit ani și ani de zile și acolo mergi tu, adică o să arunci la urmă, poți vorbi și de acolo. Vedeți un tablou cu o broască țestoasă. Acea țestoasă a făcut-o exact când avea 10 anișori. Pentru că eu am descoperit la mine acasă, în mapa mea cu lucrări, această lucrare a ei, 10 anișori, scria pe spate, Cătălina. Și mai jos are și ea o grafică cu niște animăluțe, pisică, cățeluș, și mai departe vă spune ea despre ea. Da. Păi, cum a spus și doamna profesoară, am început să vin la Centrul Cultural de la 3 ani, m-a adus mami ca să nu-i mai mâzgălesc ușile și pereții prin casă. Frumoasă motivație, îmi place! Da. La început vreau să urmez o carieră în arte, după care m-am răzgândit și am ajuns să dau la medicină veterinară, de aceea îmi place... Iubește foarte mult animăluțele, dar se potrivește cu mine aici, da. Și avem iarăși o latură comună. Și merge la veterinară, dar pictura și grafica rămâne pentru tine ce? Un hobby. Da. Să o aplaudăm pe Cătălina, să-i urăm succes și să fie cel mai bun medic veterinar. La sfârșit punem un cavaler. Acest băiat. Îmi place să spun că sunt persoana din spatele cortinei, dar... Cu ocazia asta trec și în fața cortinei, ca să spun așa. Cu ocazia asta vreau să mulțumesc doamnei Zabulovici pentru chemarea, pentru invitația pe care mi-a oferit-o la Centrul Cultural. Și odată cu asta vreau să mulțumesc și dânsei pentru că m-a depistat, m-a găsit la dânsa. Pot să spun cum te-am depistat și apoi continui tu? Sigur. Costel Ferraru e numele acestui băiat frumos. Era, cât aveai, 10 anișori, cred, din clasa 4-a. Mămica lui de acolo, foarte atentă și foarte grijulie, l-a adus la Centrul Cultural. Și le-am dat, știți că aici e o expoziție cu păsări. Și ne-am dus, am vizitat noi expoziția cu porumbei, cu cocoșei, și vine Costel și pune pe coada cocoșului niște culori expresioniste și explozive și zic, Costele, tu ești talentat. Hai, mergi mai departe și mergi
spre Dinul Ipati. Mai departe vă spune el ce s-a întâmplat cu el. Păi, la început am început cu culoarea, după aceea am început cu desenul și ușor, ușor m-am gândit că vreau să merg pe design vestimentar. Am făcut lipati, școala de artă, cercul cultural. Și acum e student. Acum sunt student la Universitatea Națională Academia de Artă. La București. Secția Design Vestimentar în ultimul an prezintă proiectul care e foarte greu. Proiectul de licență. Da. Și proiectul de licență. Și el ne va prezenta puțin, că a venit special de la București copilul. Deci a făcut un efort, că s-a terminat vacanța studenților și a venit de la București special pentru clipele acestea, să fie cu noi, pentru care îi mulțumesc din suflet, lui Costel. Și acum să ne prezinte el ceva din creația lui vestimentară. Am venit cu două ținute la această expoziție. Una dintre ele este pe mine, o port. De ce? Aplauze, aplauze! Că la urma urmei hainele pentru ce sunt făcute, nu ca să fie purtate? Ce, ne mai punem și manechine de la fără viață. Da. Da. Și am mai creat un hanorac cu inspirație de bufet. Da, ok. Dar e lipit. Scuzați așteptarea. Iohana, ajută-l cu atât. Da? Te rog. Proiect la facultate. Sper să vă placă. Vedeți dumneavoastră, în creația vestimentară se ține cont de tot ce s-a învățat până acum. Și n-aș vrea să plecăm de aici până nu mi-e invit aici lângă mine și viitorii arhitecți, artiști plastici sau mai știu eu ce, medici, ce cosmonauți. Anastasia, vino, te rog. Medea, vino. Irina. Sara. Hai, fetițele. Care? Ina. Mai e vreunul ascuns pe acolo? Aici avem viitori artiști, actualmente cursanți. Ce să vă spun despre copilașii ăștia? Te cuceresc. Vă spun încă o dată, subliniez faptul. O fi și ciurucuri în toate țările, dar avem viitor asigurat, măcar cei care ne conduc să se sprijine pe acest copii, pe acești stâlpi, ca să ducă țara asta undeva, că avem copii excelenți, excelenți. Ea este Anastasia, multilaterală, cântă. Ce mai faci? Când la pian. Când la chitară, fac cursuri de teatru, fac multe activități. La pictură de când? De la 5 sau 4 ani. Și acum cât ani? 8. Vreau să vă mai spun ceva, că e atât de sensibilă. Mie nu-mi trebuie cadouri așa de la copii, dar nu fac pe grozava și pe modest aici. Am strâns de-a lungul carierei mele toate bilețelele, toate desenele, toate le am într-o mapă, toate amintirile de la acești copii și când am timp mă duc și le recitesc și mă încarc cu bunătate. E una dintre cele care de câte ori vine la cerc, îmi aduce un desen și ce îmi scrie pe el? Te iubesc, doamna Zavulovici. Sau... Te iubesc, doamna de artă, te iubesc, doamna Zavulovici, te iubesc, Anastasia. Zi, cine ești? Eu sunt Medea. Medea! Micuța și frumoasa Medea, îmbrăcată super elegant, să vorbesc și eu așa în termeni, sunt tânără. Da.
elegantă, după cum o vedeți, bine, familia aici îi spune cuvântul, stimați părinți, stimați bunici, stimați prieteni, faceți un lucru extraordinar, nu că sunt eu de pictură profesor, că îndrumați copiii spre această activitate. Că vor fi sau nu artiști, arhitecți și așa mai departe, dar de mici se sensibilizează, vă spun eu, și cu cât vin mai mult, cu atât vor culege ca albina din floare, nectarul, și vor îmbogăți bunul gust, sensibilitatea, spiritul de observație, spiritul creativ. Uitați, i-a apărut în față taierul de ceapă și a pictat pe el. Da. Ce pictezi tu aici? Ia spune, ce-ți place cel mai mult? Peisajele de iarnă. Ce altele? Și cele de 1 martie. De primăvară, da. Da. Și ce învățăm noi aici? Ce ai învățat tu de când ai venit? Ai învățat ceva sau de și lumea asta de aici? Că crede că fii așa, de că n-ai ce faci ea. Da, mereu când pictăm trebuie să ștergem pensula și să o spălăm. Tehnica de lucru, da. Da, sigur. Deci o tehnică specială, nu ducem pensula și ca pe roaba așa, și avem tehnici de lucru, ne obligă doamna să venim cu prosopelul, da? Bun. Dar despre culori ai învățat ceva? Da. Culorile primare. Da, le știi, bine. Aplauze pentru Medea. Urmează aici una dintre talentele viitorului. Bună la toate. Mi-a adus un mal, are un malder de diplome. Aduse de prin toată țara, are și familia, se ocupă așa în amănunt. Irina Tache este tot la cercul de pictură și la școala de artă, vine peste tot. Pe unde mă găsește, vine și pictează. Ultima lucrare, unde o trimiți? În județul Gorj. Ce reprezintă? Un copac cu flori și... Adică ce? Ce am atins? Primăvară. E foarte tine. Ea vorbește puțin. Foarte talentată și v-am spus, a adunat diplome de peste tot. Fără pile, Gorj, Cluj și așa mai departe. O apreciază. Aplauze pentru Irinuca. Urmează Sara, e foarte timidă. Sara e în primul an. Îți place pictura, desenul? Da. Pentru că învăț lucruri noi. Lucruri noi, da? Bravo. E foarte timidă. Și inimoasa Ina. Ina e nepoțica doamnei Călina Ionescu, fostă director de la Zinca, da? Și îi poartă chiar numele doamnei Călina. Îți place pictura? Da. De ce? Că vii de mult. Pentru că îmi place să desenez. Îți place să desenezi, să colorezi și îți plac peisajele. Ce culoare îți place mai mult? Dar ai tendința și către... Să pictez peșteri, lilieci, cu tare, da? Îți plac? Dar ce animal îți place ție mult de tot? Pisica. De câte ori vreau să începem să lucrăm, eu fac o pisică, fac o pisicuță, miau, bine. Da. Aplauze și pentru Ina! Felicitări, dragi părinți! Din suflet vă felicit și chiar dacă eu noi mai fi duceți departe, să-i văd eu de acolo, undeva bine plutind.